Asta nu poți așa. Pentru cei care n-au înțeles ce a fost asta. E un mod de exprimare, domnilor. Felul de a fi. Bravo, bravo, bravo. Dar cum te cheamă? Oleg. Cum te cheamă? Oleg. Cum te emtiz? Ia, tot Oleg. Și stil asta. Și stil, și? Și stil asta. Dubstep. Dubstep. Înțelegi română? Vorbești română? Sau dacă numai rusă, eu trec în limba rusă. Vorbești română, da? Înțelegi? Mulțumesc. Spune-mi, te rog, îmi dau seama că nu oricine, nu oricare poate așa să se exprime în modul fel. Tineri găsesc fel de fel de moduri, da, de a se exprima, fel de fel de căi și sunteți bravo. Mă bucur că se găsesc așa persoane. Întrebarea mea, cât timp ți-a ocupat? A fost necesar să ajungi la performanța aceasta. Eu уже занимаюсь 2 года. Не просто так, для себя. Pentru că am primul zi, nu două... Самое единственное, что мне больше нравится, дабстеп. Merită aplauzele dumneavoastră. Nu s-a zis nimic, e scrintit. Mulțumesc mult. Poate cineva s-a dea jos, știi, mai performant? Poate un dans. Modul de exprimare poate fi foarte diferit. Dar să dansezi, poți? Când trebuie să dansezi?
Машина из-за кучугома. Yes, меня звали Игорь Дени. Dacă vrea cineva să te cheme la nuntă, la cumătrii, cum te găsește? Brava! La România au talent. La România au talent, nu vrei să participi? Vedeți prin curțile orașului ce talente se pierd. Eu cred că DJ-ii, fel de fel de reprezentanți de la posturi de radio, vor observa acest băiat și vor invita, vor face niște show, niște competiții pe acest gen. De ce nu? Extraordinar! Eu până acum am cunoscut doar formația Trigon, care se înmaiește să scoată din instrument niște sunete pe care nici nu la care nici nu mai aștepta. Iată acum văd că fără instrumente, omul doar cu gesturi, cu sunete prin nas, buze, limba, coarde vocale, dar scoate asemenea sunete. Extraordinar! Bravo! Bravo, Oleg! Aplauze!